Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, dragi prieteni. Sunt Margareta Răducanu, șefa departamentului Mass Media din cadrul Partidului Acasă Construim Europa. Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre de a asista și de a urmări conferința de presă organizată de Partidul Acasă Construim Europa. Astăzi vom prezenta poziția Partidului Pace privitor la situația din politicul din Republica Moldova. Două puteri ale statului, două ramuri ale puterii statului, Parlamentul și președinția se luptă între ei, iar poporul a fost uitat cu desăvârșire. Gestionarea sau, mai bine zis, lipsa unei gestionări corecte a pandemiei a adus la morți, de mii de morți de vieți omenești. Iar procesul de vaccinare din Republica Moldova, din păcate, a eșuat. Despre aceasta vă vom vorbi fiecare dintre membrii Partidului Pace și invit acum pe președintele și fondatorul Partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Cafcaliuc. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Republica Moldova este într-o situație fără precedent, de periculoasă și complicată. Complicată la aspectul economic, social și pandemic. Dar, nu în ultimul rând, și la capitolul de siguranță a cetățenilor. Încă din 1 octombrie, în calitate de președinte al Partidului Politic Pace, dar și colegii mei în diverse conferințe de presă, emisiuni televizate, live-uri pe pagina Partidului Politic Pace și a fiecărui din noi, am vorbit despre faptul că, indiferent cine va câștiga lupta politică la prezidențiale din cei doi candidați care au ieșit în turul 2, pentru Republica Moldova nu se prevedeau de atunci, și am atenționat poporul Republicii Moldova, nu se prevedea nimic bun. Am vorbit de atunci când Republica Moldova, indiferent de cine va câștiga fotoliul de președinte al Republicii Moldova, Republica Moldova urmează să fie haos, sărăcie, bătaie de joc de oameni și lipsa de responsabilitate a oamenilor care ocupă funcții importante în stat. Și constat astăzi, cu regret, că am avut dreptate. Lupta a doi politicieni orgolioși care nu au responsabilitate, nu au în față viața oamenilor, sănătatea și viitorul acestei țări, dar au în față doar ratingul personal, ratingul de partid și interesele înguste, atât financiare, economice, cât și politice. Cu părere de rău, constatăm că zilnic Republica Moldova în această ultima perioadă a pierdut și pierde oportunități de zeci de milioane de euro, de care avem nevoie pentru menținerea oamenilor, pentru a acorda salarii, pensii, pentru a cumpăra vaccine, pentru a cumpăra măști și alte lucruri necesare pentru pandemie, dar noi am ratat aceste suporturi oferite gratis, nerambursabile, de România și alte țări. Pe altă dimensiune de undă, Republica Moldova se creditează la greu, cu bani mari, cu procente exagerate, pe care urmează să le dăie multe generații de a noastre de acum înainte. Și cel mai grav lucru care se întâmplă în lupta celor doi politicieni orgolioși este că mor oameni. Zilnic mor zeci de oameni în Republica Moldova. Dacă să comparăm numărul de persoane care decidează zilnic din cauza gestionării proaste a COVID-19, este o cifră similară, cu părere de rău, a numărul moldovenilor care au decedat zilnic în cel de-al doilea război mondial. Și asta este tragic. Această pandemie și tot ce am reiterat până acum o spun nu doar ca politician și ca lider de partid. O spun ca om care mă doare acest lucru și care pe mine și familia mea m-a atins foarte dureros această pandemie. Eu mi-am pierdut tatăl din cauza gestionării proaste
a voastră din cauza luptelor voastre interminabile. Și așa cum am pierdut eu tatăl, multe familii din Republica Moldova și-au pierdut mii de oameni dragi. Îl întreb pe Dodon, o întreb pe Sandu, îl întreb pe Ciocoi, o întreb pe Greceanu, cei care astăzi irresponsabil vă luptați pentru fotolii moi. Voi ați pierdut pe cineva drag? Voi conștientizați că ceea ce se întâmplă și vedeți în fiecare zi și le numiți statistici la televizor sunt vieți de oameni, sunt familii distruse, sunt oameni care puteau și doreau să trăiască, dar și-au pierdut viața din cauza că voi nu ați asigurat la timp vaccin, nu ați asigurat la timp măști, nu ați dotat spitalele, nu ați susținut medicii, nu le-ați dat tot de ce este necesar ca ei să dea mai mult aer oamenilor care au nevoie atât de mult de aer atunci când nu pot respira din cauza COVID-19. Va veni timpul să răspundeți, va veni timpul să răspundeți și reiterez poziția Partidului Politic Pace. Am vorbit mai înainte cu 2 săptămâni într-un live, unde am descris din prima zi de când doamna Durleșteanu s-a refuzat de la funcție de prim-ministru, pe pași am descris ce se va întâmpla în Republica Moldova. Am vorbit despre faptul că vor face ping-pong. Am vorbit despre faptul că cineva va înainta propriul candidat, alții vor înainta candidatul lor dintr-o majoritate parlamentară. Am vorbit despre ping-pongul de la Curtea Constituțională și am vorbit de ceea ce urmează să fie, ceea ce urmează să facă acești doi politicieni orgolioși. Protestele care sunt inevitabile în Republica Moldova. Și cunosc deja din informații sigure că în teritoriul Republicii Moldova anumiți oameni lucrează pentru a pregăti mari proteste. Pe de o parte, vor folosi oamenii mișelește, fără să le pese de situația pandemică, să protesteze în fața președinției o tabără. Și altă tabără vor folosi oamenii mișelește să protesteze în fața Parlamentului. Pentru ei contează fotolele moi. Pentru ei contează procentul și ratingul lor personal, dar nu viețile omenești. Să nu dea Dumnezeu să vă atingă pandemia așa cum a atins pe mine sau pe alți mii de moldoveni din țara noastră care și-au pierdut oamenii dragi. Poate doar atunci veți înțelege ce este cu adevărat și că asta nu este un film sau o joacă în care voi vă jucați politică, dar este viața oamenilor noștri. Ceea ce ține de alegeri parlamentare anticipate. Partidul Politic Pace optează pentru alegeri parlamentare anticipate. Asta este unica soluție ca în Republica Moldova să vină o clasă politică responsabilă, profesionistă și cu asumarea tuturor responsabilităților și riscurilor. Dar nu să fugă de responsabilități cum fug cei doi politicieni orgolioși aruncând cartoful fierbinte de la unul la altul. Dar avem câteva întrebări. 1. Aceste alegeri parlamentare anticipate trebuiesc inițiate și desfășurat acest exercițiu în cadrul legal. Ceea ce avem mari dubii ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova între președinție, parlament și Curtea Constituțională. 2. Întrebarea este către președinta Maia Sandu. De unde luăm banii și cum asigurăm ca nu să obținem o decizie la Curtea Constituțională când mergem la alegeri parlamentare anticipate, după care să ne victimizăm de faptul că, vezi, doamne, cineva nu dă bani. Este important să avem un proces transparent și corect. Și cel mai important în acest proces este cum asigurăm siguranța oamenilor care vor merge la urnele de vot. Cum asigurăm ca nicio persoană care vor participa la alegerile parlamentare anticipate, pe care și oamenii și le doresc, pentru că vor să fugărească această clasă politică irresponsabilă, cum asigurăm ca oamenii care vor participa să nu se infecteze, acești oameni să trăiască în continuare și să se bucure de viață și de alegerea pe care au făcut-o, delegând în Parlament deputați și oameni responsabili. Noi, Partidul Politic Pace, menținem aceeași poziție. Suntem gata, avem capacitatea și echipa necesară, profesionistă, care poate să asumă și responsabilitatea pentru conducerea unui guvern de tranziție. Noi suntem oamenii profesioniști care putem să asigurăm ca procesul de la inițierea alegerilor parlamentare anticipate și până la ziua desfășurării să fie desfășurat într-un cadru legal și de maximă siguranță.
Totodată țin să amintesc actorilor politici, cei care iau decizii sau vor să ia decizii, că noi suntem cei neutri care vom asigura un proces transparent. Chem politicienii din Republica Moldova la responsabilitate. Chem politicienii Republicii Moldova să se trezească dintr-un acest vis pe care l-au și să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în stradă este realitate. Dacă nu veți face voi acest lucru, inevitabil acest lucru vă face oamenii. Fie că până la alegeri sau în ziua alegerilor parlamentare anticipate, atunci când vă vor fugări din acest parlament, fiindcă ați făcut doar show, v-ați învinuit, dar nimic n-ați făcut pentru oameni. Vă mulțumesc! Sănătate tuturor! Jocuri politice, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova acum, este o tragedie pentru noi. În spatele acestor jocuri politice stau oameni decedați, oameni care și-au dorit să trăiască, oameni care și-au dorit să-și crească nepoții și copiii. Economia pusă în genunchi, scumpiri exagerate, necoordonate. Toate lucrurile acestea aduc la o disperare. Invit următorul vorbitor la tribună, Denis Roșca, cofondator, prim vicepreședinte al partidului Acasă Construim Europa. Bună ziua! Instituțiile statului au pierdut nu doar banii de la ambasada României. Au pierdut sume importante, zeci de milioane de dolari, pentru reformarea sistemului financiar, pentru reformarea sistemului de distribuție. Și trebuie să înțelegem că sunt sute de milioane de dolari sau miliarde de lei. În același timp, guvernul îmblă să se crediteze cu procente pe interior și pe exterior. Dacă ne uităm după cadrul bugetar pe termen mediu, în anul 2023, datoria Republicii Moldova o să ajungă la 105 miliarde lei. Trebuie să înțelegem. Bugetul de stat la moment este 55 de miliarde de lei, din care deficit sunt 14 miliarde de lei. Așa situație este un record istoric negativ pentru țara noastră. Acești politicieni au creat datorii mari și performanță zero. Între timp, trebuie să înțelegem că au mai avut loc 5 runde de scumpiri la motorină și benzină. Au avut scumpirile pentru produsele alimentare. Urmează scumpirile la electricitate și gazele naturale. Conducerea statului a admis datorii, a admis deficit bugetar, nu a ajutat mediul de afaceri, nu a ajutat oamenii în perioada de criză, a început organizat furtul de lemne din pădure, metale, active ale statului, creditări enorme. Eu am o singură întrebare. Stimați politicieni, ce căutați în politică? De ce mai candidați pentru următoarele mandate? Astfel de rușine politică în istoria Republicii Moldova nu a fost. Vă mulțumesc! Situația nu este mai bună și pe domeniul social. Copiii stau pe online, părinții nu au cum să aibă grijă de copiii care împreună încearcă să supraviețuiască în situația critică în care se află Republica Moldova și vaccinarea ca proces în sine a eșuat. Invit acum la tribună pe Ludmila Chistruga, cofondator, vicepreședinta pe domeniul social în partidul Acasă Construim Europa. Stimați cetățeni, în contextul solicitării Partidului Pace a alegerilor parlamentare anticipate, vreau să vă reamintesc că pe parcursul mai multor luni noi tot auzim tot felul de acuzații, tot felul de intrigi lansate de actorii politici din Republica Moldova. Și aici mă refer la acei actori, pentru că actori sunt din Parlament, din Guvern, dar mai nou și de la președinție. La început, noi ca cetățeni de rând am fost speriați cu faptul că nu vom avea parte de vaccin, pentru că nu au fost puși bani în buget, prevăzuți bani în buget pentru a procura vaccin. Uite că vaccinul a apărut în Republica Moldova, se pare că încet, încet primim ajutoare din partea vecinilor din România. Primim vaccin și de pe platforma COVAX, dar
autoritățile iarăși dau cu piciorul în societate, în oamenii de rând, în oamenii simpli și nu pot asigura un proces de imunizare corect și echitabil. Există un plan național de vaccinare împotriva COVID-19, un plan foarte bine structurat. Ceea ce se cere de la autorități, de la autoritățile, de la toate nivelurile, este să respecte acest plan de imunizare. Uite că și aici, în pofida tuturor promisiunilor lansate de guvern, de parlament, dar și de președinție, pentru că haideți să ne amintim toate acele promisiuni care au fost lansate în campanie electorală, din partea unor actori politici care ziceau că sunt buni, sunt mai buni decât restul și că odată veniți la guvernare, tot o să meargă strună ca pe roate. Și oamenii i-au crezut și oamenii i-au votat. Ce vedem noi acum? Vedem actori politici care sunt bine mersi pe rețelele de socializare, dar care de fapt nu își aduc aportul la nivelul cuvenit în asigurarea unui proces de vaccinare echitabil. Privind ce se face în centrele raionale, vedem cum continuă să moară lucrătorii medicali, cum continuă să decedeze vârstnicii, cum continuă să decedeze rudele noastre cu morbidități concomitente. Însă, în paralel, vedem cum se vaccinează bine mersi, evitând rândul, evitând prevederile legale, consilierii raionali, rudele acestora, cu mătrii acestora. Și nimeni nu ia nicio măsură. Tot ce se face este se discută pe rețelele de socializare. Atât. Dar noi am auzit în noiembrie atâtea promisiuni frumoase și am crezut în acele promisiuni. Stimați cetățeni, este timpul să facem un pas înainte, un pas ferm, un pas curajos și în contextul alegerilor parlamentare anticipate să ne facem auziți. Vă mulțumesc! Fiecare dintre dumneavoastră, dragi cetățeni, ar trebui să pună în fiecare zi o întrebare. Doamna Zinaida Greceană, doamna Maia Sandu, nu vă este rușine să priviți la televizor și să vedeți că zilnic mor medici? Peste 100 de medici care deja nu mai sunt. Aceștia ar fi putut salva alte mii de vieți de moldoveni. Ce se întâmplă cu noi? Din ce cauză lăsăm atât de urât să se pună amprenta pe istorie din Republica Moldova? Invit acum la tribună pe Tatiana Rotaru, vicepreședintă pe domeniul sănătății. Bună ziua, stimați cetățeni! Peste 30.000 de cadre medicale au fost deja vaccinate în Republica Moldova. Am fi vrut să ne bucurăm de acest fapt, dar din păcate nu putem să o facem. Deoarece înțelegem cu toții că nu este suficient. Vaccinarea a eșuat, vaccinarea se desfășoară extrem de lent, ceea ce, bineînțeles, este cauzat de insuficiența de comunicare, inclusiv cu comunitatea medicală, inclusiv cu comunitatea științifică, dar nu numai aceasta este problema de bază. Noi nu observăm ca autoritățile să anticipeze evenimentele. Astfel, ieri am urmărit inițiativa de dizolvare a Parlamentului. Înțelegem cu toții ce va urma, dar principalul este faptul că trebuie să asigurăm peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova cu vaccin, în termen scurt, timp de 3 luni, astfel ca alegerile eventuale să se desfășoare în condiții sigure. Nu am auzit însă niciun pas realmente efectuat în această direcție. Și atunci ne întrebăm. Până astăzi avem mai mult de 4.000 de persoane decedate de această infecție. În cazul în care politicienii își vor continua jocul, câți vor mai fi? Sunt mai mult de 100 de medici, cadre medicale decedate. Câți vor urma în aceste condiții? Totodată, ce se întâmplă cu procesul educațional în Republica Moldova? Din 18 martie a fost suspendat și așteptăm o următoare decizie în 31 martie, dar
Realizăm cu toții că Republica Moldova nu este o țară înalt digitalizată în care poți să iai o decizie de a trece la învățământul online și el este într-adevăr un proces educațional. Majoritatea familiilor au un calculator pentru 2 și mai mulți copii și sunt foarte multe familii care nu au acces la internet. Așteptăm soluții, dar rămânem doar cu promisiuni. Vă mulțumesc! Invit la tribună pe fondatorul Partidului Acasă Construim Europa, președintele Pace, Gheorghe Cafcaliuc. Mulțumesc, doamnă Margareta, mulțumesc, stimați colegi. Doamnelor și domnilor, acestea am avut a spune. Suntem încrezători că clasa politică din Republica Moldova trebuie să plece la urna istoriei. Suntem încrezători că oamenii din această țară, din țară sau din diasporă, sunt gata și au înțeles că cei care astăzi sunt în Parlament nu mă reprezintă. Sunt niște politicieni falși, niște politicieni irresponsabili, niște politicieni lași. Este timpul ca în Republica Moldova să vină oameni tineri, responsabili și profesioniști care știu și vor gestiona treburile țării pentru prosperarea și propășirea Republicii Moldova. Vă mulțumesc!